Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a descris modul în care forțele ruse au fost aproape de a-l captura sau asasina în primele ore ale invaziei, într-un interviu pentru o revistă din Ucraina. Zelensky a fost lăudat pentru reacția sa la invazia rusească încă de la începutul acesteia, pe 24 februarie. De atunci, președintele ucrainean a devenit un adevărat lider mondial, însă timpul său ca lider al unei țări atacate de un vecin mult mai puternic s-ar fi putut încheia în primele ore de la începutul invaziei, potrivit interviurilor din revista Time. Vorbind cu reporterul Simon Shuster, care a petrecut 2 săptămâni în complexul prezidențial din Kiev, Zelensky a descris modul în care trupele ruse au fost aproape de a-l găsi pe el și familia sa în primele ore ale invaziei. În timp ce multe dintre amintirile sale din acele prime ore au rămas fragmentate, Zelensky a spus că zorii zilei de 24 februarie nu pot fi uitați. După ce a început bombardamentul, el și soția sa, Olena, s-au dus să le spună fiicei lor de 17 ani și fiului lor de 9 ani să se pregătească să fugă de acasă. "I-am trezit," a spus Zelensky pentru revista Time, "a fost gomotos, au fost explozii acolo." Armata ucraineană i-a spus lui Zelensky că trupele ruse s-au parașutat la Kiev pentru a-l ucide sau pentru a-l captura pe el și familia lui. Înainte de acea noapte, văzusem astfel de lucruri doar în filme, a declarat șeful său de cabinet. Trupele ruse au făcut 2 încercări de a lua cu asalt complexul prezidențial, în timp ce familia lui Zelensky se afla încă înăuntru.